slăvit să fie numele Lui. Și chiar dacă ai necazuri aici, chiar dacă ai bucurii, chiar dacă ai probleme, chiar dacă ești sănătos, poate ai tot ce trebuie. Poate zici, eu nu sunt ca ăla, eu nu sunt ca celălalt. Te rog, în numele Domnului Iisus Hristos, în seara aceasta, gândește-te la viața ta. Gândește-te la familia ta. Va veni o vreme când trebuie să ne înfățișăm înaintea lui Hristos. Când trebuie să mergem înaintea judecătorului. Ce vei răspunde atunci? Ce vei spune? Păi, Doamne, au fost niște oameni pe acolo la fratele Crăciun odată. Predicau ei, erau niște oameni simpli. Doamne, nu au fost preoți care să ne spună. Doamne, nu a venit președintele României să ne spună să ne pocăim. Au venit niște oameni simpli. Cum să crede un oameni aceia? Gândiți-vă, dragii mei, că Domnul Iisus și-a ales 12 ucenici. Oameni simpli, oameni pescari, vameși și oameni care n-aveau nicio valoare în fața oamenilor de rând. Dumnezeu i-a împuternicit. Le-a dat putere, le-a dat Duhul Sfânt. Și au zis, duceți-vă acum că v-am dat putere. Mergeți și vestiți Evanghelia la orice făptură. Oricine va crede, va fi mântuit, lăudat și binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Pentru că trăim timpurile de pe urmă. Vedem războaiele care sunt în lumea aceasta. Un mare cutremur a lovit Japonia. Mii de oameni au fost omorâți în cutremurul acela. Tsunami, uragane, dragii mei. Vișelii, vremea nu mai este cum a fost odată, este schimbătoare. Totul este schimbător. Oamenii s-au schimbat total. Nu mai au aceea dragoste care aveau înainte. Este ură între oameni. Este dușmănie. Este lăcomie care să aibă mai mult. Care să trăiască mai bine. Dragii mei, gândiți-vă că toate lucrurile acestea vor trece. Toate lucrurile acestea vor trece. Și când va întreba Iisus, ce ai făcut pentru mine? Ce vei răspunde? Eu aș dori ca Dumnezeu să ne ajute la fiecare, dragii mei. Ca Dumnezeu să ne ajute să putem să înțelegem. Să putem să înțelegem de ce suntem lăsați pe pământul acesta. Eu cred că nu la voia întâmplării, lăudați să fie Domnul. Nu la voia întâmplării suntem în locul acesta. Ci Dumnezeu a hotărât astăzi o zi. A hotărât o zi în viața noastră. Când oamenii din Lechința să audă cuvântul lui Dumnezeu, o parte de aici, de pe strada aceasta. Poate altă dată s-a vestit la sora Lena în față, la fratele Gusti. Poate la fratele Ovidiu, la fratele Nucu, care a plecat la Domnul. S-a vestit mult, poate, Evanghelia aici. Dar astăzi se vestește Evanghelia aici. Și dacă ești prezent în locul acesta, cheamă-L pe Iisus în inima ta. Și spune că și tu ai nevoie de El, lăudat să fie Domnul. Pentru că și pe tine te iubește Domnul Iisus Hristos. El știe viața ta de când te-ai născut. Cunoaște problemele tale. Cunoaște suferința ta. Cunoaște boala ta. El cunoaște toate lucrurile, dragii mei. Să nu credeți că Dumnezeu nu cunoaște. Știe totul, dacă computerele care sunt în lumea aceasta registrează, dragii mei, memoriază atâtea lucruri, cu cât mai mult Dumnezeu nu te va registra pe banda Lui. Și la ziua judecății îți va arăta tot filmul vieții, tot ce ai făcut în viața aceasta murdară. Și m-a spus, pleacă de la mine că nu vă recunosc. Plecați că nu vă recunosc că ați lucrat cu fără de lege. N-ați ascultat de cuvintele mele. Nu v-ați pocăit. N-ați crezut în Fiul meu pe care l-am pus pe cruce pentru voi. N-ați crezut în cuvintele care erau scrise în Scriptură. V-ați încrezut în oameni. În oameni care v-au făcut promisiuni. Oameni care au zis că vă măresc pensiile. Că vă fac tot felul de lucruri și v-au mințit. Dar Iisus Hristos astăzi nu minte pe nimeni. Amin. Ce promite Dumnezeu, El duce la îndeplinire, lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Amin. Și dacă a promis că te va mântui prin credință, dragii mei, nu prin faptul că vom face ceva, formalități, de ochii lumii nu facem nimic. Facem pentru că-L iubim pe Iisus Hristos. Din dragoste am venit în locul acesta. Câteodată n-avem bani nici de benzină. Pune poate banii din gura copiilor și mergem și vestim Evanghelia. Lăudat să fie Domnul. Dar știm că răsplata este mare în ceruri. Știm că Dumnezeu ne va binecuvânta.
Dacă un patron te trimite într-un loc și zice, du-te ca să ne plătesc și tu nu mai pui din buzunarul tău că nu-ți ajung banii, la întoarcerea acel patron cu siguranță te va răsplăti și îți va da mai mult. Pentru că ai cheltuit din al tău. Dumnezeu îți va răsplăti că ai cheltuit din timpul tău. Ai cheltuit din viața ta. Te-ai dus și te-ai jertfit prin tot felul de lucruri. Dragii mei, este timpul să ne întoarcem la Dumnezeu. Oamenii în ziua de azi se rușinează de Dumnezeu. Dar nu trebuie să te rușinezi de El. Pentru că El a spus, oricine se va rușina de mine. Și eu am să mă rușinez de voi în ziua necazului vostru. Și atunci când ai necazuri, atunci când ai probleme, vei striga poate către Dumnezeu. Și El va zice, pleacă că nu te cunosc. Nu vreau să aud de tine. Dar Domnul Iisus Hristos, care este sus în ceruri, care cunoaște viața noastră, care cunoaște toate lucrurile, vrea să vă dea viața veșnică. Eu aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vorbeam cu frații și spuneau că trebuie să facem și o rugăciune pentru cei bolnavi, pentru cei care au probleme, pentru cei care sunt în suferință, pentru cei care au rate la bănci și nu le pot plăti, pentru cei care sunt stresați și stresul acesta a intrat în oameni și oamenii își iau viața câteodată. Diavolul, dragii mei, pune stăpânire pe noi. Pune stăpânire prin lucrurile pe care le avem. Și vine diavolul și spune, nu vrei să ai o mașină frumoasă? Nu vrei să ai bani mulți? Ba vreau, Doamne, cum să nu? Nu vrei să mergi în America să câștigi mulți bani? Aș vrea, Doamne, cum să nu vreau? Dragul meu, gândește-te, toate lucrurile astea sunt gunoaie. Dacă vă gândiți bine, uitați-vă în urmă cu cât? Cu 200 de ani? Ce mai este? Oamenii au strâns în timpul acela. În timpul lui Faraon făcea tot felul de lucruri. Făcea piramide. Și le vedem în ziua de astăzi. Atâta trud, atâta muncă, pentru ce? Toate sunt ruine, toate sunt pământ, toate sunt gunoaie. Dar cerul este pregătit pentru noi. Să-L moștenim, viața este pregătită pentru noi. Să intrăm în viața aceea minunată. Acolo lucrurile sunt toate, nu se strică, dragii mei. Pentru că ne-a promis Domnul Iisus Hristos. Și acela nu a fost mincinos. Nu a mințit pe nimeni. Și a fost bătut și bajocorit de preoți. Bătut și bajocorit de bătrâni. Și lovit cu pumnii. Și biciuit de romani. Și biciuit de împărat. Și biciuit de cei care erau în timpul acela. L-au bajocorit pe Fiul lui Dumnezeu. Dragul meu, gândește-te la viața ta. Gândește-te că Iisus Hristos este în locul acesta astăzi. Și vrea să-ți dea mântuirea. Lăudat și binecuvântat să fie numele Lui. Pentru că avem un Dumnezeu mare, aș dori să ne ridicăm pe picioare, dragii mei. Timpul este poate înaintat. Timpul poate s-a scurs o parte din el. Mai avem o rugăciune de făcut. Avem frați lucrători, binecuvântați de Dumnezeu, care au daruri de la Dumnezeu. Daruri de vindecare. Sunt frați lucrători aici care Dumnezeu lucrează prin mâinile lor, cu semne și minuni. Chiar data trecută când am fost cu fratele Radu, Dumnezeu s-a prezentat și a vindecat. Oamenii s-au ridicat de pe genunchi și au zis, am simțit un fior care a venit de la Dumnezeu și m-a cuprins din tălpile picioarelor până în vârful capului și Dumnezeu s-a atins, lăudat să fie Domnul. Dar dacă astăzi ești bolnav și vrei să-ți atingă medicul Iisus Hristos, când doctorii, dragii mei, te dau acasă, când doctorii spun că n-ai nicio șansă, Iisus îți întinde mâna, lăudat să fie Domnul, și dă vindecare. Și în această seară, dacă vrei să fii vindecat și dacă vrei să-L primești pe Domnul Iisus Hristos, ca Domn și Dumnezeu, ca Creator și Stăpân, te îndemnă numele Lui Iisus Hristos, care a făcut cerul și pământul. Vino la Domnul Iisus Hristos și caută-L. Caută-L din toată inima. Ziua de mâine nu este a noastră. Lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Aș vrea să pun o întrebare. Dacă este cineva în locul acesta, care ar dori să-L primească pe Domnul Iisus Hristos, ca Domn și Dumnezeu, ca Creator și Stăpân, să-L primească în inima Lui pentru toată viața, lăudat să fie numele Lui Dumnezeu, să-L primească în familia Lui, să-L primească în casa Lui, să-L primească în inima Lui. Dacă este cineva în locul acesta și dorește să facă lucrul acesta, nu că-L văd eu sau-L văd oamenii de aici,
ci Dumnezeu să-L vadă lăudat să fie numele Lui și să-L treacă în cartea vieții. M-am uitat la doamna de acolo cu tricou galben. Am văzut lacrimile din mine, cum plângea când a venit aici când predica frații. Cum plângea aici și asculta cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă spun, dacă este cineva și vrea cu adevărat să-L primească pe Iisus, vrem să ne rugăm pentru dumneavoastră. Lăudați să fie Domnul. Și vom face rugăciunea aceasta.